adevărata urmare a lui Hristos. De mă iubiți, păziți poruncile mele. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește, ne spune Hristos Domnul și Dumnezeul nostru în Sfânta Evanghelie de la Ioan. Cei mai mulți dintre oameni, îmbătați de învățătura mincinoasă și amăgitoare a duhurilor lepădate, luând o razna în urma lucrării acestei învățături asupra lor, au disprețuit cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu și nu vor să știe de el. Avem nevoie din calea afară să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu, a cărui dreptate o arată însăși cele ce se întâmplă într-o vreme potrivnică lui și între oameni cu așezare potrivnică lui, ca nu cumva să cădem. Avem nevoie de această luare aminte ca să nu ne pierdem fără putință de întoarcere mântuirea, ce încă nu a fost luată de la oameni și n-a fost luată încă datorită minunatei mile și minunatei îndelungi răbdări al Dumnezeului nostru, ce dă puține rămășițe a celor ce cred în el, putința să se mântuiască, ne spune Sfântul Ignatie Briancianilor. În vremurile din urmă, fără de legea omenirii, va atinge ultimile hotare. Răul și ura vor domni în lume. Nu va fi nici dragoste între oameni, nici milă a unia pentru celălalt. Dragostea se va împuțina, nu pe deplin, desigur, însă se va răci într-o covârșitoare parte a omenirii. Oamenii se vor urî unul pe altul în chip sălbatic. Le va păsa numai de ei înșiși și vor căuta să le facă rău semenilor lor. Pe lângă aceasta, mulți credincioși vor începe să șovâie în credința lor, iar unii le vor urma amăgitorilor și prorocilor mincinoși, înainte mergătorii lui Antichrist. Fără de legea și păcătoșenia, vor deveni atât de mari, încât oamenii nici nu vor băga de seamă amenințătoarele prevestiri ale sfârșitului lumii, pe care Dumnezeu va începe să le sloboadă sub chipul diferitelor calamități naturale, iar mai pe urmă, prin ivirea lui Antichrist. Că precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului. Și precum era în zilele cele mai înainte de potop, că mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și nu au cunoscut până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Așa va fi și venirea Fiului Omului. În aceste cuvinte, Mântuitorul tălmăcește limpede starea omenirii de la sfârșitul timpului. Știm că, chiar înainte de potop, fără de legea și păcătoșenia omenirii, erau peste măsură de mari. Oamenii se desfătau în pofte dobitocești și erau orbi și nesimțitori la tot ce era duhovnicesc. La fel va fi înainte de sfârșitul lumii. Senzualitatea neînfrânată, adică pornografia, destrăbălarea, lăcomia și beția vor deveni lege, paralizând mintea omului, așa încât nici chiar necazurile pe care le va slobozi Dumnezeu ca avertisment, foamete, cutremure, nenorociri,
și în cele din urmă marele chin adus prin Antichrist, nu vor trezi niciun simțământ de frică ori de căință în oamenii îmbătați de propria lor stricăciune. Așa încât nici chiar necazurile pe care le va slobozi Dumnezeu ca avertisment, foamete, cutremure, nenorociri și în cele din urmă, marele chin adus prin Antichrist, nu vor trezi niciun simțământ de frică ori de căință în oamenii îmbătați de propria lor stricăciune. Sfinți apostoli învață că în vremurile cele mai de pe urmă, feluritele erezii pustiitoare și învățături mincinoase se vor înmulți și vor dobândi o mare putere, în timp ce necredința va spori tot mai mult. Omenirea ca întreg va fi oarbă și surdă duhovnicește și nesimțitoare în tot ceea ce privește mântuirea sa. Oamenii vor crede de bunăvoie orice minciună și vor uita pe de-a întregul legea lui Hristos. Orice viciu și greșeală cu putință vor fi primite cu mări inimie de către lume. Sfinți apostoli învață că în vremurile cele mai de pe urmă, feluritele erezii pustiitoare și învățături mincinoase se vor înmulți și vor dobândi o mare putere, în timp ce necredința va spori tot mai mult. Omenirea ca întreg va fi oarbă și surdă duhovnicește și nesimțitoare în tot ceea ce privește mântuirea sa. Oamenii vor crede de bunăvoie orice minciună și vor uita pe de-a întregul legea lui Hristos. Orice viciu și greșeală cu putință vor fi primite cu mărinimie de către lume, ne spune Sfântul Fericitul Averchie Taușev. Încălcarea chiar și a cele mai mici porunci evanghelice e însoțită de urmări amare. Cel ce va strica una dintre aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni, a grăit Domnul, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor, adică nu va fi părtaș al ei. Iar deplina neluare aminte la poruncile evanghelice, ca față de o învățătură morală care nu trebuie neapărat împlinită, atrage după sine în chip hotărător pierzania. Împlinirea poruncilor Domnului nu poate fi înlocuită prin niciun fel de nevoințe. Nu poate fi înlocuită nici măcar prin minuni. Mulți, spune Mântuitorul, vor zice mie în ziua aceea, Doamne, Doamne, au nu cu numele Tău am prorocit și cu numele Tău draci am scos și cu numele Tău multe minuni am făcut? Și atunci voi mărturisi lor, niciodată nu v-am știut pe voi, depărtați-vă de la mine cei ce lucrați fără de legea. Zidirea sufletească ce se întemeiază nu pe plinirea poruncilor, ci doar pe nevoințe, e nestatornică, e deșartă. Ea nu poate îndura nici necazurile de la oameni, nici ispitele de la draci. Este străină de lumină, plină de întuneric și de amăgire de sine. Tot cel ce aude aceste cuvinte ale mele și nu le face pe ele, vestește cuvântul lui Dumnezeu întrupat,
asemănase-va bărbatului nebun, care și-a zidit casa sa pe nisip. A căzut ploaie și au venit râurile și au suflat vânturile și au lovit în casa aceea și a căzut și căderea ei a fost mare. Ne spune Sfântul Ignatie Briancianinu. Iar deplina neluare aminte la poruncile evanghelice, ca față de o învățătură morală care nu trebuie neapărat împlinită, atrage după sine în chip hotărător pierzania. Împlinirea poruncilor Domnului nu poate fi înlocuită prin niciun fel de nevoințe, nu poate fi înlocuită nici măcar prin minuni. Așadar, frații mei, trebuie să înțelegem în mod clar că adevărata urmare a lui Hristos Dumnezeu stă doar în împlinirea poruncilor Lui, nici de cum în nevoințe uimitoare sau minuni strălucite. Minuni fac și dracii și, în fapt, ei fac cele mai multe minuni, iar nevoințe fac și vrăjitorii și încă foarte aspre. Avem ca exemplu pe Sfântul Ciprian al Cartaginii, care a fost unul dintre cei mai mari vrăjitori. Nouă să ne fie limpede cum că doar împlinirea poruncilor evanghelice ne dovedesc ca adevărați creștini atât, nu minunile, nu nevoințele. Nouă să ne fie limpede cum că doar împlinirea poruncilor evanghelice ne dovedesc ca adevărați creștini. Atât, nu minunile, nu nevoințele. Dacă am înțeles acest aspect de căpetenie, putem pătrunde cuvintele lui Hristos Dumnezeu care ne spune foarte clar cum că pomul rău nu poate face roade bune. Adică, un sobor de arhierei eretici și apostați nu au cum să aibă roade bune. Este imposibil. De aceea, vedem la acești arhierei apostați cum că au declarat ei ca sfinți niște oameni care, cu viața și faptele lor, au fost călcători ai poruncilor dumnezeiești. Pe acești batjocoritori de Dumnezeu, arhierei noștri, eretici și apostați, i-au declarat sfinți, doar pentru că sunt pe placul lumii oarbe duhovnicește și pentru că iese un ban grămadă. La aceștia eretici, nu contează deloc dacă aceste exemplare ridicate la rang de sfinți sunt fie vrăjitori învederați, fie înșelați notorii, fie batjocoritori de Dumnezeu prin faptul că au călcat în picioare cele mai elementare porunci dumnezeiești. La acești eretici nu contează deloc dacă acele exemplare ridicate la rang de sfinți sunt fie vrăjitori învederați, fie înșelați notorii, fie batjocoritori de Dumnezeu prin faptul că au călcat în picioare cele mai elementare porunci dumnezeiești. Avem un exemplu grosolan de tot. Pe unul care își lasă peste noapte femeia cu 5 copii, pe motiv că el are chemare să meargă la propovăduit.
Apoi acest înșelat face minuni și nevoințe uimitoare. Și mai toată lumea cade în genunchi înaintea acestui ieșit din minți, zicându-i că e mare sfânt. Și el a fost un mare înșelat. Toată Evanghelia strigă cu glas de tunet, cum că nu ai voie să-ți lași femeia, chiar și de n-ai avea copii cu ea. Apoi porunca de a propovădui, de a învăța poporul, Domnul Dumnezeu nu a dat-o mirenilor, mai cu seamă unui țăran care nu avea habar de nimic. Domnul a poruncit arhiereilor și preoților să propovăduiască, să învețe poporul. Așadar, Biserica lui Hristos nu este haos, unde face fiecare după cum visează. Asta e parodie diabolică trecută în viețile sfinților. Așadar, Biserica lui Hristos nu este haos, unde face fiecare după cum visează. Asta e parodie diabolică trecută în viețile sfinților. Atât poate lumea oarbă. Dacă creștinii noștri ar fi crezut în Sfânta Evanghelie, ar fi știut că împlinirea poruncilor Domnului nu poate fi înlocuită prin niciun fel de nevoințe. Nu poate fi înlocuită nici măcar prin minuni. Iar deplina neluarea minte la poruncile evanghelice, ca față de o învățătură morală care nu trebuie neapărat împlinită, atrage după sine în chip hotărător pierzania. Ne tâlcuiește Sfântul Ignatie Briancianinov, care mai este denumit de către Sfânta Biserică ca fiind al doilea gură de aur. Așadar, bătându-ți joc de poruncile dumnezeiești, nu ai cum nici măcar să te mântuiești, dar rămite să ajungi la rangul de sfânt. Dar apostații noștri au alte reguli, au o altă evanghelie, au o altă temelie, au un alt Dumnezeu, ei fiind în fapt de o cu totul altă credință, numită ecumenism. Dar pe noi ne mint frumos și copios, cum că ei sunt totuși ortodoși. Este culmea minciunii și a prostiei, iar dacă vom urma ca orbi pe acești orbi, vom merge împreună cu ei în talpa iadului. Nu se poate să-ți bați joc de poruncile dumnezeiești și mai apoi să fii ridicat la rangul de sfânt. Asta e hulă împotriva Duhului Sfânt. O astfel de faptă duce Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie la ridiculizarea ei. Cum că, uite, se poate ajunge sfânt călcând poruncile dumnezeiești, ceea ce este diabolic. Iar că despre faptul că ar fi o excepție, asta e nebunia absolută, pentru că nu poate fi vorba de excepție acolo unde se desființează porunca lui Dumnezeu. Asta e înșelare desăvârșită. Acești sfinți sunt roadele unor arhierii eretici și apostați, roade vrenice de căderea lor. Nu poate pomul rău să facă roade bune. Credeți voi în Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie? Nu se poate să-ți bați joc de poruncile dumnezeiești și mai apoi să fii ridicat la rangul de sfânt. Asta e hulă împotriva Duhului Sfânt. O astfel de faptă duce Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie la ridiculizarea ei, cum că, uite, se poate ajunge sfânt călcând poruncile dumnezeiești, ceea ce este diabolic. Iar că despre faptul că ar fi o excepție, asta e nebunia absolută, pentru că nu poate fi vorba de excepție acolo unde se desființează porunca lui Dumnezeu. Asta e înșelare desăvârșită. Acești sfinți sunt roadele unor arhierei eretici și apostați, roade vrednice de căderea lor. Nu poate pomul rău să facă roade bune.
Credeți voi în Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie? Adevărata smerită cugetare stă în ascultarea și urmarea lui Hristos, ne spune Sfântul Ignatie Briancianinu. Așadar, adevărata urmare a lui Hristos, Dumnezeu, stă în împlinirea poruncilor dumnezeiești, nu a poruncilor omenești. De mă iubiți, păziți poruncile mele. De mă iubiți, păziți poruncile mele, ne poruncește Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește, ne spune foarte categoric Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie de la Ioan. Amin, amin, amin.